La împlinirea 50 de ani de la absolvirea liceului de elită al Slatinei Ion Minulescu, 40 de colegi ai promoției 1974 s-au reîntâlnit pentru a rememora frumoasa perioadă a adolescenței lor, pentru a răspunde prezent la citirea numelor lor din catalog. A fost promoția ce se poate identifica și cu mutarea liceului în actualul sediu. Este un eveniment deosebit. Sincer, am așteptat cu emoție ziua de 9 mai. E o victorie, să zicem așa, pentru noi, în situația în care, iată, elevii de atunci, de acum 50 de ani, au reușit să se întoarcă. Sunt elevi, oameni astăzi, oameni mari, oameni realizați, care vin din toate colțurile țării și, din ce am înțeles eu, au venit și din afara țării. Atunci, deci, iată, este un moment deosebit pe care îl trăim cu toții profesorii și elevii actuale ai liceului. Oameni cu părul alb, acum mulți dintre ei pensionari, bunici, absolvenții promoției 74 a liceului Ion Minulescu, au păstrat acea distincție pe care ți-o dă iubirea de carte, de studiu. Anii îndelungați de școală făcuți din pasiune sunt prima generație de absolvenți care a trecut prin mâna renumitului profesor de biologie Emanuel Merer. E emoționant să știi că, zău, 50 de ani e cam mult. Mi se pare că a trecut timpul prea repede. Câte generații, au trecut? Depinde ce înțelegi prin generație, că generația de vedere biologică era 30 de ani. Dar noi zicem în fiecare an generație, știi? Dar generația biologică era 30 de ani. Câte generații? Multe, toate, care au fost până acum. Vezi, dai seama, 50 de ani, 74, nu? În 74. Nu, e așa, zic, dacă îi știi pe unii, îi mai știu, dar pe cei mei nu-i mai cunosc. Revederea a fost cu emoții, amintiri și multe fotografii din anii de liceu. Întoarcerea la școală și după 50 de ani nu poate să fie decât o mândrie și o bucurie pentru noi că suntem la acest moment, că suntem vii, că ne recunoaștem și zic că să fim un exemplu pentru toți cei care se uită așa mai cu coada ochiului, aolo, dar ce mai fac și bătrânii ăștia în câmpia muncii. Noi ne vom aminti cu mare drag perioada noastră de liceu. Mi se pare nouă, probabil, cei care suntem la vârsta asta, că a fost o perioadă deosebită. Deci respectul, bunul simț care îl aveam noi ca elevi față de profesori era ceva cu totul și cu totul special. Cum este să vă întoarceți la școală? Greu. Mă întorc și nu prea mai văd pe unde mă duc. E foarte frumos, e emoționant, e ceva deosebit. Rar, odată la 50 de ani. O să mai venim o dată peste 50 de ani să facem suta. Suntem fericiți, nu prea ne mai recunoaștem, am pus cu soanele astea, prin foarte bine. Suntem fericiți. Bine că mai suntem. Alții n-au apucat să trăiască 50 de ani, iar noi împlinim 50 de ani de când am terminat liceul. Anii au trecut nu doar peste foștii liceeni, ci și peste clădirea ce acum o regăsesc schimbată. Liceul este în trend, este modernizat, este, cum să zic, upgradat, cum s-ar spune, dar pentru noi rămâne imaginea acelui liceu de la, până la nivelul anilor 74, când noi ne-am bucurat de tot ce ne oferea. Eram zvăpăiat, eram toată ziua la fotbal, la cartea mai puțin, niște profesori extraordinari, din care nu mai sunt decât vreo doi în viață, domnul Merer, am înțeles, și domnul Chițoiu. Și am rămas cu ceva în cap pe liceul ăsta, că alții acum fac liceu și nu prea mai au nimic. Toți au plecat cu o promisiune ca anual, pe data de 9 mai, să se revadă.